Aceste imagini sunt filmate în mai 2011. 1000 de șomeri se înghesuiau la ușile primăriei, se aparte la ceea ce mai târziu avea să se numească Țeapa Made in China, bursa locurilor de muncă organizată de AJOFM Dâmbovița la cererea unui om de afaceri turc, reprezentant al unei firme din China. Acesta anunța că va deschide la Dărmănești o fabrică de televizoare LCD, componente pentru laptopuri și tablete și va crea 2500 de locuri de muncă. Investiția de 180 de milioane de euro s-a lăsat așteptată și s-a dovedit un vis frumos nerealizat. Autoritățile s-au pus pe construit un campus preuniversitar, din care au finalizat doar clădirea liceului, care zace nefolosită. Actualul primar susține că nu are soluții, deși conducerea inspectoratului școlar spune că ar exista posibilități pentru a pune în funcțiune clădirea. Părerea mea personală este că nu o putem niciodată folosi ca școală, ținând cont că este la marginea localității, ținând cont că localitatea are o rază de undeva o distanță, cea mai lungă distanță de aici, de 3 km. Orice spațiu școlar în care nu mai funcționează școala, poate fi schimbată destinația cu trei factori de decizie. Consiliul local care trebuie să emită în acest sens o hotărâre, Consiliul de administrație al unității școlare de care ține acea clădire, da, și Consiliul de administrație inspectoratului școlar. În cadrul emisiunii Sud Muntenia Raport, fostul primar Matei Gheboianu a aruncat bomba. Fostul edil șef din Dărmănești încă mai crede că turcul reprezentant al firmei din China se va întoarce și va investi după 6 ani. Fostul primar nu doar că s-a lăsat păcălit prima dată, dar din 2011 încoace trăiește într-o altă realitate. Vreau să vă spun un lucru, să mă luați un interviu după aprilie, când începe tot investitorul ăla care a fost culit, vine să înceapă să cumpere teren în altă parte, că nu mai are voie. Aprilie anul acesta, domn primar? Pe 1, domnul primar. Aprilie anul acesta, aprilie 2017? Anul acesta. Deci începând cu 1 aprilie. La 1 mai, dumneavoastră, mă luați un interviu în sensul. Da, colegul meu are dreptate. Dacă e cu 1 aprilie, e bine, pentru că am mai crezut noi odată. 1 mai. 1 mai, spuneți dumneavoastră. Deci încă mai credeți în povestea asta frumoasă cu chinezii care vin? Încă. Protagonistul ediției de marți a emisiunii Sud Muntenia la Raport a fost Șerban Nicolae, președintele Comisiei Juridice din Senat, care a iscat un adevărat scandal în momentul în care a decis să dea afară un procuror, reprezentant al Ministerului Public, de la lucrările comisiei pe care o conduce și care avea în dezbatere Ordonanța 14 de abrogare a celebrei Ordonanțe 13. Dacă ar fi făcut un minim efort în calitatea domniei sale de parlamentar vechi și de președinte al Comisiei Juridice, ar fi putut să se prevaleze de regulament pentru a explica de o manieră profesionistă și fără să jignească așa cum a făcut-o, pentru a explica doamnei reprezentanței parchetului general de ce nu poate să ia cuvântul sau, mă rog, care sunt condițiile în care dumneai ar fi putut să intervină în ședința Comisiei. Nu ratați o nouă ediție a emisiunii Sud Muntenia la Raport.